Salutare și bine v-am găsit la un nou episod, o nouă pereche de căști, un nou episod cu mine. Hai să trecem la unboxing. Avem o pereche de căști de la Red Dragon care se numește Diomedes Honeycomb Gaming Headset. Este vorba despre o pereche de căști 7.1, drivere destul de generoase, mai exact 50 de milimetri. Să vedem, avem una bucată sticker red cu Red Dragon. Very nice, punem deoparte. Pentru colecționare de stickere, ăsta e un plus. Punem căștile ușor, în cutie nu mai e nimic. Sunt foarte ușoare căștile, n-adică nu ai. Au 200 de grame, dar de-abia se simt în mână. Hai să vedem. Foarte confortabil, imitația de piele, îmi place foarte mult detaliul cu Red Dragon, aici în partea de sus. Pe exterior la driver avem logo-ul de la Red Dragon cu un mic design. Asta cum sunt? Hexa? Sunt hexa sau octo? Hexagonal? Honeycomb. Nu, sunt prea ușoare, zici că... Wow. Da, ce flexibile sunt. Da. Nadia cu mâneci în căștile astea. Ok, sunt foarte ușoare, să vedem. Mai avem nevoie de... That's a surprise? Surprize. Surprize, surprize. Hai să vedem ce se află în cutiuță. Avem așa. Microfonul detașabil. Știți că mie îmi plac foarte mult căștile de genul cu microfon detașabil, pentru că nu tot timpul vrei să folosești microfonul și e mai comod să-l scoți pur și simplu. Deci, pentru mine, chestia asta e un plus. Îl pun deoparte. Mai avem... Una bucată cablu de la Type-C la jack de 3,5 mm, un cablu matisat. Matisat, nu? Matisat. Ok, am zis bine. La fel ca în viață am nevoie de confirmare oricând. Destul de generos, hai să văd cât este. 2 metri, aproximativ. Și mai avem un adaptor de la jack la USB, aurit, frumos, elegant, cât de cât. Mă uitam după detalii, dacă e ceva cu Red Dragon, n-avem niciun detaliu. Avem aici un adaptor de la jack, la jack pentru microfon și sunet. Ok, punem deoparte și mai avem faimosul manual de utilizare. Da, cum am zis, cablul este de 2 metri, adaptorul 21 de centimetri, iar celălalt adaptor de la Type-C la jack este de 22 de centimetri. Din nou, mă surprinde foarte mult faptul că aceste căști sunt foarte ușoare. Pe căști regăsim așa: intrarea de microfon, intrarea de auxiliar Type-C, rotiță pentru volum și avem și un buton pentru microfon de on-off. Very nice, dacă mă întrebați pe mine, dacă aveți microfonul și vreți să dați mute direct de pe căști, bam, un switch. Hai să vedem, asta e dreapta, microfonul vine pe stânga, bam, s-a pus pe cap. Pe șapcă, cât de ușoare sunt, microfonul vine fix unde trebuie. Legat de design și legat de cum vin, să-mi lăsați părerea în comentarii. Dar cum se simt ear capsulele astea, că pare așa cu pielea fake? Cu pielea fake sunt foarte comode, nu le simți pe cap. E amuzant că, fiind atât de ușoare, dacă mai vorbesc puțin cu tine, uit că le am. Noroc că văd microfonul, dar sunt foarte ușoare, sunt confortabile. Și cu șapcă, de obicei căștile, mai ales cele de gaming, dacă ai șapcă, nu sunt atât de confortabile. Dar acum nici nu le simt. Nu mă strâng. La capul meu mare le-am dat mărimea la maxim, vin perfect. Dar cel mai bine le testăm. Testăm microfonul, testăm cum se aude pe muzică, pe gaming și să vedem ce știu să fac cu căștile astea de la Red Dragon Honeycomb Gaming Headset. Hai să le testăm. N-am auzit. Am muzica altă. Pare că se comportă mai degrabă ca un lucru dacă le auzeam și eu. Da, pentru că nu izolează sunetul bine dacă n-ai nimic pe ele, pentru că eu te aud perfect. Deci e open de. Da. Da, dar surprinzător au bas, ceea ce pentru o pereche de căști de gaming, it's something, it's something.
se aud bine și înaltele, și joasele, și mediile, adică pot să le sting fiecare sunet. Am testat, ca să vă faceți o idee, pe noua piesă a lui Skrillex, Rumble. Dacă vreți să știți pe ce am testat, basul on point. Pentru o pereche de căști de gaming este mai mult decât suficient, dar hai să trecem la gaming și după testăm și căștile. Da, am testat căștile astea și în Counter-Strike se aud foarte bine, se disting foarte bine pașii dintre pașii cu echipierilor și pașii adversarilor. Se pune foarte mult accent pe înalte, ceea ce în Counter-Strike este un lucru bun dacă e să ne rezumăm pe partea de gloanță, dacă vrei să auzi cine a tras, pe cine a reîncărcat arma, aici mă refer la adversar, bineînțeles. Iar pe partea de pași care sunt mai medii spre joase ca sune, din nou se disting foarte bine. Am testat pe Counter-Strike, mai exact în Dust 2, cu bozii care se plimbă super random. Am reușit să prezic unde sunt, ce fac, mulțumită căștilor de la Red Dragon. Pentru Counter-Strike, eu zic că sunt ce trebuie. Acum, haideți să testăm și microfonul. It's all good. Bun, acum testăm și căștile de pe acest microfon. Avem și căștile de pe lavalieră în același timp, ca să vă faceți o idee. Eu încă n-am ascultat ca să-mi dau cu părerea, dar ăsta este o mostră fix pentru voi, ca să îmi lăsați în secțiunea de comentarii cum vi se pare microfonul de pe aceste căști de la Red Dragon. Am un mic test, hai să vedem. Acum vorbesc de pe lavalieră, să spuneți cum se aude, iar acum vorbesc de pe căștile de la Red Dragon cu microfonul lor, ajustabil, fix ce-mi place mie, și detașabil. Îmi lăsați în secțiunea de comentarii. Acum să ascult și eu. Da, se aude prea bine. Se aude prea bine. E ciudat. Acum că am testat și căștile la Red Dragon, Honeycam, Mio, Diomedes. Da. Nu prea ai învățat cultura greacă. Nu, Dios mio, I don't know. Je ne sais pas. Da, din nou foarte ușor, la un moment dat eram uitat că le-am pe cap. În Counter-Strike se aud foarte bine, am testat pe muzica lui Skrillex. Au bas, pentru mine e ceva unexpected, dar am și ceva rău de spus. Butoanele de pe lateralul driverului mi se par puțin cam prost făcute, la modul chip, rotița de sunet, sincer eu prefer căștile care au pe fir un butoane pentru microfon sau rotiță de switch. Mi se pare puțin mai greu odată ce l-ai pe cap să vii aici în spate, trebuie într-o poziție de genul să le schimbi. Dar să zicem că nu faci asta foarte des. Acum depinde de voi cu microfonul cum sunteți, rotița e puțin sensibilă, deci se mai poate mișca singură. Dar pentru pereche de gaming și mai ales la prețul ei, se aude foarte bine, sunt foarte confortabile, bureții își fac o treabă foarte bună, cât și bara aceasta de sus. Îmi place detaliul cu Red Dragon, cum am zis și la început, că mi se pare că arată bine. Designul per total arată bine și honeycamburile de pe lateral fac o treabă bună cu logo-ul Red Dragon în interior. Microfonul, prima dată am crezut că am făcut o greșeală și că am tras cu un microfon extern, dar nu, era microfonul de la căști. Se aude foarte bine, nu e niciun bâzâit. Se aude clar. Vedeți și în comentarii ce zic și ceilalți, dar e surprinzător de bine, adică pe mine m-a surprins într-un mod plăcut. Iar legat de faza cu butoanele, este doar o notă personală, așa că fiecare vede pentru ei dacă este un dezavantaj sau un avantaj acest lucru. Vede pentru el. Mama e de gramatică articulare. Evident că o să rămână în clip. Iar legat de butoanele de pe lateral, cum am zis, asta fiecare vede pentru el dacă este un avantaj sau un dezavantaj, cum consider eu. Deci este o notă personală aici. Cum am zis, designul arată foarte bine, până și cablul este al naibii de ușor. Iar dacă e să o luăm ca lungime, avem deja 2 metri cu extensia de USB, cum am testat noi căștile, cât și microfonul, prin USB. Ajungem la 2,20 m de centimetri, ceea ce mi se pare suficient. Și cam asta este review-ul nostru legat de aceste căști de la Red Dragon, Honeycam, Headset, Gaming, Something, Diomedes. Diomedes. Red Dragon, Diomedes. Căștile de la Red Dragon, Diomedes.
căștile de la Red Dragon. Bă, nu pot să te rețin să... Căștile de la Red Dragon. Hey. Yay! Nu uitați de like dacă v-a plăcut acest episod, share să vă vedeți prietenii voștri, lăsați-ne un comentariu dacă n-ați făcut-o deja, chiar dacă v-am rugat de 3 ori, da, mai lăsați-ne unul că ne ajută foarte mult. Avem și serverul Discord în descriere, Patreon dacă vreți să faceți o faptă bună să ne ajutați. Sau butonul de join mai degrabă, că e mai ușor. Join, orice vreți voi, clopoțel ca să primiți notificare de fiecare dată când mai postăm. Eu am fost Mihnea, împreună cu Mircea, a.k.a. Martinică, a.k.a. The Bear, a.k.a. Lucian, care e în spate. Bye! Bye!